Vlad, cum a mers programul Prima Casă în 2018 și care a fost cota de piață a BCR-ului în acest program, pe acest segment? Aș spune că programul Prima Casă a fost un real succes pentru noi în 2018. Fondurile s-au alocat undeva la jumătatea lunii februarie. Noi am primit peste un sfert din totalul plafonului alocat în România, ceea ce ne dă posibilitatea să finanțăm ușor peste 5.500 de clienți care vor să-și cumpere prima lor locuință. Ce așteptări aveți pe zona prețurilor din piața imobiliară? Aici aș spune că ultima perioadă a fost observată în piață și toți specialiștii vorbesc de o creștere a prețurilor pe zona imobiliară. Noi cum considerăm? Considerăm că creșterea e naturală și e în linie cu evoluția economiei din ultimii ani, care a fost o evoluție pozitivă. Totodată, creșterea prețurilor vine ca urmare a creșterii cererii de locuințe și asta e dat de faptul că o mare parte dintre români au nevoie să-și îmbunătățească spațiul în care locuiesc. Totodată, ne așteptăm ca în următoarea perioadă să nu observăm o creștere accelerată a prețurilor, ci mai degrabă să vedem o evoluție naturală care să fie în linie cu cererea clienților. Și practic spun asta pentru că o pondere foarte mică din achizițiile de apartamente din prezent sunt destinate investițiilor. Mare parte dintre clienții își cumpără apartamente în care să locuiască. Și care sunt așteptările pe segmentul de costuri de finanțare? Venim dintr-o perioadă în care costurile de finanțare au fost foarte reduse, iar în ultimele 6-9 luni am văzut o volatilitate destul de mare a pieței. Acum costurile de finanțare s-au stabilizat, doar că pe termen mediu ne așteptăm la o creștere graduală a lor. Practic, cum răspundem noi la acest lucru? Venim în ajutorul clienților cu rate de dobândă fixă. Creditul nostru ipotecar standard, Casa Mea, vine cu dobânzi fixe în primii 5 ani sau în primii 10 ani, practic dând posibilitatea clienților să aibă o predictibilitate asupra bugetului lor de venituri și cheltuieli lunare. Care sunt principalele elemente la care trebuie să fie atent un client când își alege creditul pentru casă? Sunt multe lucruri de menționat aici, dar aș vrea să punctez 5 aspecte. În primul rând, e foarte important cum privește clientul rata lunară de plată pe care urmează să o aibă. Eu cred că ar trebui să o privească ca pe o investiție care e făcută pe termen lung, nu ca o povară care să îi îngreuneze viața de zi cu zi. Următorul lucru este legat de faptul de a încerca să realizeze o simulare, și aici mă gândesc la 3-4 luni de zile înainte de contractarea creditului, să facă un exercițiu prin care să încerce să pună deoparte suma de bani care ulterior ar reprezenta plata ratei pentru a vedea dacă poate să susțină împrumutul. Noi ca și bancă facem simulări și verificăm capacitatea de îndatorare a fiecărui client, dar considerăm că e bine ca fiecare individ să facă exercițiul ăsta propriu. Apoi, mergând pe zona de parametri efectivi de produs, de credit, aș spune că e foarte important ca moneda în care se încasează salariul să fie aceeași cu moneda creditului, pentru a nu avea niciun fel de risc valutar. Apoi, tot pe zona de riscuri, e indicat de a evita și riscul de creștere a ratelor dobânzi. Și aici mă refer la faptul că eu, ca și consumator, dacă aș vrea să-mi iau un credit, cu siguranță mi-aș lua un credit care să aibă o dobândă fixă. Noi, creditul nostru ipotecar standard, Casa Mea, vine cu dobânzi fixe în primii 5 sau 10 ani și practic astfel dăm o predictibilitate asupra sumei lunare de plată și inducem clienților un control asupra bugetului lor lunar de cheltuieli. Și în ultimul rând aș menționa produsele de asigurare atașate creditelor. Creditele de achiziție de imobile sunt acordate pe perioade lungi, 20-25 de ani. Nu știi ce se poate întâmpla în toată această perioadă. Noi recomandăm contactarea asigurării atât de viață, care asigură riscul de deces, dar și riscul de șomaj sau riscul de îmbolnăviri grave. Costul unor acestor asigurări este destul de redus, dacă e să ne gândim 2,5 lei pe zi pentru o asigurare de viață sau 3,5 lei pe zi în plus pentru o asigurare de șomaj, sunt sume mici în comparație cu beneficiile pe care poți să le ai când efectiv când îți apare evenimentul asigurat.